Dorin Semeghin s-a resimțit serios în urma unui contact cu portarul Andrei Rohețchi, produs în primele minute ale întâlnirii cu ACS Berceni. Capitanul Rapidului a strâns însă din dinți și a încheiat meciul pe teren, aducându-și din plin contribuția la victoria Rapidului după ce a centrat la golul al doilea marcat de Golovka și a obținut penaltiul care a decis soarta partidei. Fotbalistului în vârstă de 35 de ani i s-a făcut însă rău imediat după meci la dușuri și a fost dus de urgență la spital. Am primit o lovitură foarte puternică în stomac și mi s-a format un hematom pe interior. Medicilor care m-au consultat nu le-a venit să creadă că am rămas încă 80 de minute pe teren după o asemenea lovitură, aș fi putut să cad de pe picioare în orice moment. Deocamdată sunt internat la spital, unde mi se administrează antibiotic și sunt sub observație. Urmează să repet ecografia miercuri. Dacă hematomul va fi absorbit, voi fi lăsat acasă. Dacă nu, va fi nevoie de o intervenție chirurgicală. În cea mai fericită situație, voi fi nevoit să absentez minim o lună de zile de pe teren, a declarat Dorin Semeghin. De pe patul de spital, Seme nu înțelege supozițiile iscate în presă după victoria din partida cu ACS Berceni. Nu știu sincer de ce atâta lume este împotriva noastră. Doar ați văzut și voi că am stat tot meciul cu gura pe colegii mei, le-am strigat în continuu: haideți băieți, treziți-vă că ne facem de rahat, a mărturisit Semeghin. Fără accidentații Velescu, Sfrijan și Semeghin, Rapid Suceava va susține marți în deplasare de la ora 15:30 un meci amical cu gruparea de primă ligă FC Botoșani.